Vineri, pe 19 iulie, la Fălticeni, a avut loc Gala Excelenței în Educație, unde cei mai buni elevi, sportivi, profesori și antrenori au fost premiați pentru rezultatele deosebite avute pe parcursul anului. Evenimentul se află la cea de-a 7-a ediție și a fost organizat în cadrul manifestărilor zilelor municipiului Fălticeni. Semnăm și noi niște câștigători ai orașului de data aceasta. Sunt cei mai buni copii ai noștri, cei mai buni profesori, cadre didactice, antrenori, profesori, care ne-au făcut cinste la concursurile și olimpiadele școlare în toate domeniile de activitate, în toate disciplinele de învățământ și disciplinele sportive, și cred că este o datorie a administrației publice locale de a-i premia, de a-i arăta, pentru că, din păcate, multe din aceste rezultate nu vă sunt cunoscute. Este momentul în care arătăm tuturor celor din municipiul Fălticeni și nu numai, care sunt performerii noștri. Gala a început cu intonarea imnului României, interpretat de un elev al școlii gimnaziale Alexandru Ioan Cuza din Fălticeni. Premierea a avut loc la Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic, iar alături de primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, au fost prezenți și deputatul Alexandru Rădulescu, șeful inspectoratului județean Suceava, Cristian Cuciureanu, precum și inspectorul adjunct Alexandra Chirila. Profesori, stimați părinți, dragi elevi, prezența noastră aici este un semn de prețuire pentru activitatea desfășurată de dumneavoastră în acest an școlar. Atât voi cei mici la catedră, sau cei mai mari, cei din liceu, cât și pentru colegii noștri care didactice, care v-au îndrumat și asidu au depus o activitate de asigurare a unei calități a educației în orașul Fălticeni. Sigur că la aceste momente nu trebuie să rugim cu foarte multe vorbe, ci să vă felicităm pentru ceea ce ați făcut. Să vă dorim vacanță plăcută, să vă urăm succes în anul nou școlar ce urmează și, desigur, la anul să ne revedem pentru a vă felicita și va urmâna din nou premiul. Încă o dată vă felicit, vă doresc vacanță plăcută și la mai mare! Și vreau să vă spun că de oricâte ori mă întorc, nu că fericită, mă întorc cu drag. Fericirea o capăt în momentul în care sunt în mijlocul dumneavoastră aici în Fălticeni. Fălticenenii știu să-și cinstească cetățenii, știu să-și cinstească copiii, performanța școlară este la nivel înalt în Fălticeni. Am fost de atâtea ori la reuniuni manageriale, am văzut fiecare unitate școlară cu sala de sport. Domnul primar aici de față, domnul deputat aici de față, se îngrijesc deopotrivă, astfel încât copiii noștri au creat condițiile cele mai frumoase și cele mai bune. De asta există și performanță în Fălticeni. De asta ne-am adunat aici, astăzi, ca să o cinstim și să o dorim, poate, începând de la 1 septembrie, să fie mai multă, mai bună pentru un an școlar întreg. Vă mulțumim frumos! La această gală au fost premiați 229 de elevi cu rezultate deosebite la olimpiade, 110 sportivi care au participat la competiții și olimpiade sportive, 7 antrenori și 100 de profesori. Crăciun Andreea, Albu Iustin, Livadaru Alexandru, Casandra Andrei, Ilie Ștefana, Bugiu Sergiu. Premiile au variat între 100 de lei pentru o mențiune la faza județeană și până la 450 de lei pentru faza națională, premiul întâi. De asemenea, în cadrul evenimentului au avut loc momente artistice de dans și muzică susținute de către elevii talentați.